Bine v-am regăsit la știrile din sport. Astra Giurgiu a avut astăzi primul antrenament pe stadionul Marina Nastasovici după revenirea în țară. Astralii au efectuat cantonamentele în Turcia și Spania, iar acum Oleg Protasov este mulțumit de echipa pe care o are la dispoziție. Giurgiu veni să pregătesc de semifinala Cupei Ligii cu Steaua București. După ce au stat o lună prin cantonamentele din Turcia și Spania, elevii lui Oleg Protasov au revenit la Giurgiu pentru a se pregăti în vederea primului meci oficial din 2015. Antrenorul Astrei este mulțumit în urma stagiului de pregătire efectuat, dar și de jucătorii pe care îi are sub comandă. Despre echipa noastră putem să spunem că am terminat perioada de pregătiri, însă acum urmează examenele. Сегодня играем с Денехуме, мегали сало есть син Васики Индекада, и капи пехтис по вертане на масу вехтис, но пистеуме. Cred că nu este mare diferență față de tur, cam aceia jucători. Între timp însă au ajuns și ceva jucători noi care sperăm să ne ajute în acest retur. Giurgiuvenii vor disputa miercuri semifinala Cupei Ligii în deplasare cu Steaua București. Oleg Protasov este conștient că va avea parte de un meci dificil, dar are încredere în elevii săi. Este clar că Steaua în toate compartimentele are jucători valoroși, însă noi nu vrem să dăm nume, dar în același timp o să fim pregătiți, pentru că și noi la rândul nostru avem jucători valoroși. Antrenorul Astrei spune că acum lotul său îi permite să abordeze trei stiluri noi de joc pe care le va încerca în returul de campionat. Nu există nicio comparație între tur și acum. Acum avem doi atacanți. Sunt ai noștri, într-adevăr, n-am adus alții, dar avem doi atacanți. Ali Begar care este într-o perioadă foarte bună și Fatai care și-a revenit. Eu să aștept la chiar acum în tritul, am metaximas, mi poți... Și într-adevăr, încă ne gândim să aducem un atacant tânăr pentru viitor, care să crească pe lângă cei doi care deja sunt bine. Într-adevăr, s-a lucrat ceva în această perioadă de pregătiri la trei sisteme. O să vedem dacă la... Exactate, posim astea mișchi, în tipa lui. O să joace un rol mare cu ce adversar jucăm și cum suntem și noi în același timp. La Astra s-au regăsit câteva figuri noi față de cele anunțate deja. Andrei Răuță, moldoveanul Dan Spătar și un polonez, Hubert Volakiewicz, care ultima oară a fost capitanul echipei Lech Poznan din Polonia. Mijlocașul Astrei, Gabriel Enache, abia așteaptă duelul cu Steaua din Cupa Ligii, dar se teme să nu se repete scenariul din finalele Cupei și Supercupei României. Enache consideră că Astra s-a întărit considerabil în cantonamentele din această iarnă și regretă că nu a fost cooptat de selecționer pentru amicalele naționale. Gabriel Enache a efectuat antrenamentul cu Astra astăzi și spune că atmosfera din sânul echipei este pozitivă. Noii fotbaliști care au venit oferă un plus de prospețime vicecampioanei, care o întâlnește miercuri de la ora 19 pe campioana Steaua în primul tur al semifinalei Cupei Ligii. Mă bucur că am venit sănătoși din pregătire, să zic. Mă bucur că am făcut o pregătire bună. Eu zic că față de returul de tur de campionat am crescut și am câștigat foarte mult. Eu zic că ne-am revenit, că s-a acumulat puțin oboseală în perioada de pregătire. Eu zic că ne-am revenit și suntem pregătiți pentru meci cu Steaua. Enache consideră că un scenariu similar celor din finalele Cupei și Supercupei României ar fi greu de suportat. Emoțiile sunt prea mari când meciul ajunge la penaltiuri. Este de părere mijlocașul Astrei. Nu, eu sper să nu ajungem acolo. Eu sper să înscriem noi în cele 90 de minute și să ieșim învingători. N-ai mai suportat? E o tensiune foarte mare, o tensiune prea mare și sperăm să nu mai ajungem acolo. Gabriel Enache crede că Astra are un avantaj pentru că suporterii Stelei au amenințat că nu își vor mai susține echipa până când aceasta nu își recuperează imaginea din trecut. Într-adevăr, e un avantaj pentru că la ei suporterii sunt al 12-lea jucător de pe teren și din păcate noi nu-l avem, dar eu zic că avem un plus și sperăm să conteze mult mai mult pentru noi chestia asta. Selecționerul României, Anghel Iordănescu, a ales să-i convoace pe Silviu Lung Junior și pe Budescu de la Astra, făcându-l pe Enache gelos. Da, într-adevăr, am fost puțin dezamăgit, dar îmi doream foarte mult să fac acest stadiu de pregătire, să am mult mai multe meciuri în tricou echipei naționale, dar am rămas cu picioarele pe pământ, m-am pregătit la echipa de club, cum a zis domnul Anghel Iordănescu, că a lăsat mai mulți jucători. Și mi-am văzut de treaba mea, când dacă o să fiu convocat, o să merg cu mare plăcere și o să juc.
Enache și compania vor merge miercuri pe stadionul din Ghencea pentru a disputa prima manșă a semifinalei Cupei Ligii. În această seară la emisiunea Sport Arena veți putea urmări poveștile celor care l-au cunoscut pe Alecu Iorgulescu. Narcis Coman, Tudorel Spoială și Gheorghe Penescu vor depăna amintirile care îi leagă de Nea Alecu. Cei trei invitați au scris istorie pentru fotbalul giurgiuvean alături de tatăl șefului LPF. Decesul lui Alecu Iorgulescu i-a îndurerat pe cei care l-au cunoscut și nu numai. Întristați de pierderea lui Nea Alecu, câțiva dintre cei care l-au cunoscut bine pe fostul anfitrion al fotbalului giurgiuvean vor fi alături de Viorica Țigău în această seară la emisiunea Sport Arena. Foștii fotbaliști Tudorel Spoială, Gheorghe Penescu și nu în ultimul rând Narcis Coman își vor aduce aminte de cele mai memorabile momente petrecute alături de Alecu Iorgulescu. Telespectatorii vor avea oportunitatea să afle mai multe detalii despre cel a cărui viață se confundă cu istoria clubului Dunărea Giurgiu, clubul pentru care s-a dedicat de-a lungul anilor ca jucător, antrenor și președinte. Alecu Iorgulescu a fost condus pe ultimul drum de foarte mulți apropiați. Mai multe interviuri cu cei prezenți la mormântarea fostei glorii fotbalistice veți putea urmări la emisiunea Sport Arena. Nu ratați ediția din această seară In Memoriam Alecu Iorgulescu. Pentru toți sportivii din municipiul Giurgiu și din județul Giurgiu, le urez multă sănătate, fără accidente și să progreseze, să urce la echipe mari. Acestea au fost știrile din sport. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine cu alte informații. Până atunci, toate cele bune!